Bună, locuitorilor! E... eu știu în ce dată suntem, miercuri Revelionul, știu că azi e... ce e astăzi? Azi e marți. Dar azi a fost o zi ciudată și asta m-a motivat într-un fel să pun mâna pe cameră și să asamblez toată nebunia asta cu zi înainte de Revelion. Două, miercuri, joi e Revelionul. Două zile înainte de Revelion și să fac chestia asta. Pentru că, de ce nu? Azi a fost o zi și proastă și ciudată și frumoasă. Și nu știu dacă mă auziți. Astăzi m-am trezit de dimineață pe la 11 și am intrat pe Facebook pe telefon ca oricare alt român care stă cu jumătate de față în perină și cu un ochi în telefon pe Facebook și am văzut că a murit Lemmy de la Motorhead. Am postat și eu pe Facebook, unii erau uimiți că ascult Motorhead. Eu ascult rock și probabil ai impresia că ascult mult rap, nu ascult mai nimica de la noi, mai nimic, fiind ascult doar CTC câteodată. De unde am auzit eu de Motorhead, de unde am auzit eu de Metallica, de Shinedown? Dintr-un loc foarte ciudat, mistic, magic și întunecat, nici nu o să ghicești, probabil de la wrestling. Da, când eu aveam 14 ani și mă uitam mult la wrestling, sau 13 sau 12, acolo am auzit de Metallica prima oară. Era la Survivor, mi-aduc aminte și acum la un pay-per-view. De Motorhead am auzit, evident, Triple H, care pentru mine în continuare am ascultat și azi dimineață cea mai ascultată piesă pentru mine de la Motorhead. Down Your Knees, Dog, The King of Kings, It's Only One. Și Shinedown, care tot de la wrestling am auzit. Anul ăsta chiar am încercat să ascult, șeful meu de la lucru ascultă foarte mult Metallica, a fost și la concerte pe vremea aia. Și chiar am încercat să ascult Motorhead discografia toată și să mă familiarizez mai bine și chiar mi-a plăcut, am zis, pă, la fel ca Iron Maiden, știu că sunt o trupă bună și îmi place, dar unele chestii nu sunt pentru mine, gen știu unde să mă opresc, cum era treaba aia în engleză cu acordă credit unde trebuie acordat credit și Lemmy era mișto. S-a mai dus unul. Știam. Alte chestii care s-a întâmplat astăzi și a fost bună într-un fel, am fost un pic dezamăgit pe 24, adică ajunul. Da, rămâi, știu că ești plictisit, dar mai încolo o să deschidem nebunia asta, despre asta e vorba, că ai văzut poza și titlul. Pe 24 a fost ajunul, de ajun vin colindătorii și era ora 6:30 și maică mi avea becul aprins în camera cealaltă și eram, doamne, e nebună, vreți să vină toți colindătorii? Și da, noi stăm la casă, ceea ce na, poate nu prea vin. N-a venit nimeni, nici la ora 9:30, la ora 10 am intrat câțiva în curte cu o tobă tradițional, tu. Și au stat 5, 6, maxim 10 minute, nu apucam să ies. Eu aveam căștile când i-am auzit, nu mai erau. Și acum au venit niște fete, nu le-am văzut, cu Steaua, nu echipa, cu Colindu. Și eu mai am un portofel, vine Revelul și eu mai am un portofel, un tichet cadou de 50 de lei. Îmi place să vă arăt asta, gen, să știți că sunt bogat. Și mai am fucking 12 lei. Și... dar e ok, știu cum fac Revelul deja și mă rog. Și... frate mi-a dat niște bani, maică mi-a dat niște bani, eu am dat 10 lei. Și mi-a plăcut și asta m-a făcut... am vrut să discut așa foarte puțin despre treaba asta. Chiar cred... înțeleg de ce nu mai merg copiii la colindat, e obvious, nu se mai merită. Noi când mergeam la colindat, eu făceam 70 de lei, fratele meu, 1,5 milioane, 2. Și noi ne luam, eu îmi luam din bazar o jucărie cu Digimon care merita și am postat asta și pe Facebook. Și era 10 lei și era atâta. Și te jucai și eram, se transforma dintr-un robot în altul și ne jucam toți în nisip și era favorabil. Și înțeleg de ce nu mai mergeți acum, pentru că am postat și pe Facebook și mă ziceau cu colindatul nu fac upgrade la PC, ceea ce e adevărat, o placă video costă enorm de mult sau altceva, peste 1,5 milioane cât ai câștigat din plimbat o zi întreagă în tot orașul ca să faci o anumită mică sumă de bani. E tristuț și o să încerc să strâng bani la anul care vine. Anul care vine, presim și vreau să... anul ăsta a fost groaznic, nu o să vă mint. Dar anul care vine aș vrea să fie mai bun și o să pun puțin, puțin și dacă vine cineva chiar vreau să dau bani.
că am ajuns în postura în care nu mai sunt eu colindătorul, sunt eu ăla colindat și aș vrea să vă văd că ieșiți din casă ca să faceți și puținul ăla de bani. Îmi plac oamenii care ies și, bă, e o oportunitate, hai să facem asta, nu știu, copiii ăștia îmi plac, gen. Nu, stau, mami, dăm 20 de euro că-i Steam sales. Whatever. Whatever, mate. Știu că am început pe o notă mai sumbră sau nu știu cum, dar hai să deschidem ăsta. Nu este, clipul ăsta nu este sponsorizat sau dume de genul. Este de Alex Comics și eu v-am tot menționat de ei și când am menționat prima oară și acum deschid ăsta ca un animal. Da, pentru că sunt foarte entuziasmat, pentru că l-am comandat de pe vreo 22-23 decembrie, pentru că sunt un inteligent și comandă colete înainte de Crăciun și a ajuns de-abia ieri sau alaltieri și de atunci stau cu el sub birou pentru că vreau să-l deschid în fața camerei și știu ce e înăuntru și mă omoară și e și foarte bine package, asta e gen un plus pentru băieții de la Alex Comics, că-l fac așa, dar eu sunt foarte entuziasmat și o să rip all this shit apart. Dacă o să reușesc, sincer. Ok, știi, o să facem o treabă, o să fiu un animal. Și știu ce e înăuntru și sper că nu am fost prea animal. It's my precious, my precious. Asta, oh, deja văd ce e înăuntru. Asta l-am comandat și a ajuns un pic mai târziu că n-am sărbător Crăciun. Credeam că o să ajungă în 2016. Mă aștept anul ăsta sau ăsta? Și intrați și voi dacă doriți, ca întotdeauna o să las. Și de ce tot lucrez cu ei? Că, surprinzător, nimeni nu a spus, oh, te-ai vândut. Nu, toți au înțeles. E o companie care îmi place. Și cu supereroi, jucării. Și din moment ce îmi place, vreau să susțin compania asta pentru că sunt foarte bun în ceea ce fac. Și dacă tot am zis asta, au pus și punguliță cu aer, uite așa frumos, ca să nu am văzut deja. Și o să scot afară. Și de ce eram entuziasmat? Stai să nu-l vedeți. O să pun cutie aici. Sunt două chestii în cutie oricum. Stai să pun cuțitul undeva aici ca să nu mă rănesc la corazon. Sunt două chestii aici pe care le vroiam. Și le-am cumpărat. Și am strâns ceva bani ca să le cumpăr, dar le-am cumpărat acum. Că am zis că le pierd după aia. Prima chestie. Și știți că îmi plac minunile astea. O vedeți? Este Rey. Și cine a văzut noul Star Wars este și prețul pe aici. Uite-l aici. E 60. Am un monitor și un camera. Mă rog, e 69 de lei. Știți că, na, nu pot să-l deschid că sunt colecționar și îmi place chestiile în cutie. Look at her. Admirați-o pe ea. Este Rey din noul Star Wars, Star Wars The Force Awakens. Și dacă n-ai văzut Star Wars The Force Awakens, nu o să înțelegi de ce am dat banii pe jucăria asta și... Oh, bun. O să las link-uri la tot ce trebuie. Și la jucăriile care le au și la următoarea chestie care o să o deschid. Deci cât de bine stă la mine pe birou, nu să vă să credeți. Chestia asta m-a costat o grămadă de bănișori. Toate astea m-a costat 3 milioane și ceva. Astea două chestii, ca să nu avem vreo problemă. Asta a costat 2 milioane și ceva. 2 milioane 500, 2049 de lei. Chestia asta. Dar ce e asta? Hai să deschidem, nu? Hai să lăsăm din nou cuțitul ăsta la o parte, că parte... O să, din nou sunt un colecționar și țin astea. Doamne, cât de bine arată, man. Din nou, Star Wars. Ce mi-am cumpărat? Mi-am cumpărat o bluză jachetă. Frumos regulamentar. Cu cine? Cine ăla? BB-8. E gri așa, frumos, dar spatele rupe. Îl vedeți? Îl vedeți pe BB-8. Și are nasturei și tot ce trebuie. Acum, asta este XL, cea mai mare mărime a lor.
Nu este nicio minciună, băiatul vostru a pus câteva kilograme în ultimul timp, e ok. Dar hai să vedem dacă chestia asta mă fit. Da, știu, este awkward să vezi un, hai să nu spun gras, hai să spun un plinuț. Știi, o să mă îmbrac și eu. Surprinzător. Bine, acum am și cămașa, de obicei aș purta asta doar cu un tricou. Acum am și tricou și cămașă și stă un pic tight. Dar chiar nu arată. Chiar nu arată rău pe băiatul vostru, sucre. Mă uit în monitor, de aia nu mă uit la voi. Join the resistance. Bun, bun prieten. Astea au fost chestiile pe care le-am cumpărat. Nu pot să mă despart acum de Rey. Copii, dacă n-ați văzut Star Wars The Force Awakens, mergeți să-l vedeți. Copii, dacă vreți și voi chestii geeky stuff ca mine sau de unde le cumperi sucre, link-uri în descriere, le cumpăr întotdeauna de la Leg Shop. Le cumpăr, îmi plac. Cam asta a fost. Hai să sper că în 2016 să facem mai multă treabă ca în 2015. Să fie o grămadă de chestii interesante, sper, și ne așteaptă multe chestii și urmează topuri. O să vă bombardez cu topuri și review-uri și chestii. Lucrez la asta, da, și acum în zilele astea. Sper să dau asta afară și nu uita, dacă vrei să devii locuitor, apasă butonul de subscribe, pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.